Bun găsit pe scara cuvintelor! Unul dintre cele mai șirete păcate și din pricina aceasta, unul dintre cele mai ușor justificabile, este acela de a minți. Minciuna poate exista chiar și atunci când lipsește. A ascunde ceva de cineva nu este oare o minciună? Și retenia acestui păcat se arată și în aceea că, odată comis, el se amplifică din inerție, asemenea bulgărului de zăpadă, devenind în cele din urmă de neoprit, distrugător și în unele situații chiar fatal. Singura soluție pentru a dizolva substanțialitatea acestui păcat este adevărul. Dacă asemenea alcoolului minciuna se dovedește deseori un lubrifiant social, ușurând parvenitismul ori accederea pe treptele ierarhiei sociale, fie statutar, fie financiar. Adevărul este cel care arată mereu lucrurile așa cum sunt. Este transparență. Este de multe ori un abraziv social, ceva care în loc să ți asigure succesul indiferent de domeniu, mai degrabă ți-l face inaccesibil. Te ține pe loc, salvându-te de tine însuți. Spun lucrurile acestea nu pentru că le-am auzit la alții, și pentru că le-am trăit eu însumi. Este foarte adevărat că adevărul te eliberează. Iar când vorbesc de o eliberare, mă refer la această descătușare, la eliberarea de cătușele firii mele. Deseori, minciuna este dovada faptului că, în războiul dintre fire și minte, cea din tâi, adică firea, tocmai a câștigat o bătălie. Minciuna îmi dovedește ceea ce spune Pavel. Văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și care, prin minciună, continui eu, învinge. Numai puțin, minciuna este apanajul poftelor firii mele. Odată zămislite, acestea cu greu mai pot fi oprite. Minciuna este de multe ori instrumentul care le poate satisface. A minți este un păcat invariabil, este aproape paradigmatic. Din clipa în care a fost produs în Eden, el a rămas același, îmbrăcând doar forme sau haine diferite. Dar esența lui tare are aceeași textură, dulceagă și sclipicioasă, de la începutul istoriei până astăzi. Ideea de a analiza situațiile biblice în care păcatul minciunii este prezent pentru a-l actualiza apoi, arătând că el se exibă și astăzi în forme grosolane, mai bătătoare la ochi decât oricând, mi se pare extraordinară. Sorin Dumitru Cigher, un pastor din Sibiu, o face în cartea intitulată Minciuna în costumul de duminică. Un titlu excelent să o recunoaște. O carte publicată în 2015 de către editura Ramira din Arad, autorul analizează 28 de ipostaze biblice ale minciunii, plecând de la îndoiala semănată de șarpe în mintea Evei din Geneza și sfârșind cu moartea instantanee a lui Anania și a Safirei din faptele apostolilor. Un capitol final, mai picant de felul lui, se ocupă de minciunile așa zis tradiționale din spațiul ortodox românesc. Sorin Dumitru Cigher nu se dă înapoi de la a imagina fiecare scenă în parte, nuanțând detalii la care poate cititorul nu s-a gândit niciodată. De multe ori, aceste fragmente de început alunecă ușor în literatură și pot trezi interesul omului cult, degustător de texte rafinate. Finalul capitolor însă este întotdeauna moralizator. Așadar, fiecare text, după ce crește în calitate, devine la sfârșit sapiențial, mustrător, pastoral, abundând în sfaturi, cam așa cum le auzim de la Anvon. Iată, lângă aspectul pozitiv menționat, găsesc acest aspect negativ ce dezechilibrează stilistic volumul. Este dovada că avem o cultură ce se împiedică de Anvon, o cultură a predicării sfătuitoare, deloc subtilă deloc atractivă pentru cei din afară. Ei bine, da, mi-ar fi plăcut ca interesul autorului pentru un echilibru stilistic și ideatic să fie mai vădit. Mi-ar fi plăcut ca finalul să nu mustească de atâtea sfaturi și de atâtea clișee. Mi-ar fi plăcut să simt mâna tăioasă a unui editor cu experiență și cu un sensibil gust stilistic. Apoi, ceea ce mi-a displăcut și îmi displace în general la acest gen de cărți, este sumedenia de recomandări de la început. Făcute de oameni ale căror nume ori funcții nu spun nimic sau abia spun ceva. Mi se pare o ofensă adusă cititorului. E ca și cum i-ai vârâ pe gât o judecată de valoare, sugerându-i indirect că el nu e capabil să o producă. Orice carte, că e de filozofie, de teologie, de istorie, de literatură, trebuie să se apere singură. Doar cel care o citește va putea spune cât este de utilă, cât e de bine scrisă sau de bine documentată. O prefață de două 3 pagini, scrisă de o autoritate în domeniu, este mai mult decât suficientă. Revenind la conținutul cărții, așa cum spuneam, prima ipostază a minciunii, analizată și actualizată de autor, este cea din grădina Edenului, Două detalii interesante am găsit în acest capitol. În primul rând, citatul din Wegner, care spune așa: Dumnezeu nu i-a explicat lui Adam de ce nu trebuie să mănânce. Ispititorul a venit repede și s-a folosit chiar de lucrul acesta, mințind despre intențiile lui Dumnezeu. În al doilea rând, mi-a atras atenția răspunsul autorului la atât de hărțuită întrebare: De ce a abordat o șarpele? tocmai pe Eva. Ei bine, Solin Dumitru Cigher crede că de vină este atracția femeii către ceea ce e misterios. Minciuna a fost folosită subtil printr-o înjumătățire a adevărului. Dacă i ar fi venit direct, nu ar fi fost învăluit în mister și nu ar fi atras-o pe femeie. În ceea ce privește actualizarea, Genul acesta de înjumătățire a adevărului își găsește corespondentul în semănarea îndoielii între membrii familiei, ai comunității, ai colegilor de școală. Pe de altă parte, atunci când cineva nu este sigur pe ceea ce spune sau crede, obișnuiește să își amplifice tonul sau să jure, fapt pe care Biblia îl condamnă. În ceea ce privește minciuna primilor oameni, autorul observă pe drept cuvânt izbitoare asemănare între aceștia și omul modern. Toți aleg ceea ce este atractiv, de fațadă. Sorin Dumitru Cighier recunoaște. Alegerea lui Adam ar fi fost și alegerea mea. După cădere, la fel ca omul modern, Adam improvizează, rezolvă problemele superficial, folosind niște frunze care oricum se vor usca. Și toate acestea din pricina temerilor, din pricina fricii, sursa minciunii, sursa păcatului. Mi-a plăcut mult felul în care autorul asociază șarpele cu un comerciant. După ce Eva a achiziționat bunul și a început să sufere din pricina neascultării, comerciantul, scrie autorul, atrăgător, simpatic, s-a retras, fără să solidarizeze. Și dacă Adam și Eva s-ar fi dus să-i ceară socoteală, probabil ar fi răspuns sec. Reclama e sufletul comerțului. Acesta este comerțul. Am reușit să vă vând ceva fals, dar am balat în adevăr pur. Minciuna înseriată din Eden își găsește ușor corespondentul astăzi. Pentru prostiile pe care le face sau pentru o căsnicie eșuată, bărbatul deseori își învinovățește soția, dovedind o acută lipsă de responsabilitate, dovedind lașitate. De unde a știut Cain să o moare? Cine l-a învățat asta? Iată o întrebare foarte ciudată pe care o pune autorul atunci când discută a treia ipostază a minciunii. Firește, spune el, că doar cel rău ar fi putut instrui în sensul acesta. Un răspuns, spun eu, destul de vag la o întrebare surprinzătoare. În cazul minciunii lui Avram, în Egipt, Sorin Dumitru Cighier actualizează ironic Liderul să fie prins într-o impostază în care nu ar vrea să fie văzut de slujitor și de familia lui, iar destăinuirea să o facă un păgân. Chiar așa, de câte ori nu se întâmplă asta și în zilele noastre. O altă perspectivă are de a face cu a statutul fals de emigranți legali a unor dintre cei ce se numesc creștini și s-au strecurat în străinătate, dându-se drept alții. Minciuna sarei este văzută ca o discrepanță între formă și fond, între ceea ce arată și ceea ce simte. Cam așa cum se întâmplă în cazul creștinului care pozează în omul fericit până când este confruntat. Dar chiar și după ce este confruntat, spune autorul, la fel ca Sara, neagă, forțează nițel, poate ridică tonul, important este să arate în continuare bine în hainele de biserică. Minciuna pe care o găsim la Iacov profită de slăbiciunea celorlalți, de lipsa lor de vedere, atingându-și scopul. Iar viclenia lui își are ca tot minciuna. Interesant e actualizată minciuna Rahelei. Autorul atrage atenția doamnelor care se scuză că sunt bolnave pentru a nu-și împlini datoria față de soții lor, că trăiesc în minciună. Dar boala joacă un rol important și în sistemul de pensii. Mii de oameni o invocă, mințind, pentru a fi scoși la pensie. Când Iacov, tatăl lui Iosif, moare, frații săi, înfricoșați, vin să-i ceară iertare, punând în gura tatălui lor cuvinte care nu pot fi verificate. Și în acest caz, teama este cea din care purcede minciuna. Când discută despre minciunile lui Faraon, autorul, inspirat, îl citează pe Machiavelli, Liderii care în mod convențional rămân sinceri sunt și lipsiți de eficiență. Despre demagogia clasei politice, ne abținem a spune ceva. Am folosit doar eufemisme. Delicata minciună a prostituatei Rahav este interesant analizată de autor. Acesta crede că, indiferent de situație, indiferent de condițiile istorice, politice, sociale, chiar și atunci când adevărul pune viața semenilor noștri în pericol. Nu ar trebui să folosim minciuna. Mai bine, un adevăr dureros. În privința curvei Rahav, situația este nițel diferită. Această femeie, consideră Sorin Dumitru Cigher, era păgână, nu avea cunoștință despre legile lui Dumnezeu și putem spune că nu știa să diferențieze minciuna de adevăr. Dar, oare l-aș întreba pe autor, atunci când divulgi ceva, ce ar putea duce la uciderea semenului tău. Bună oară, faptul că este ascuns la tine în casă, urmărit fiind de o putere politică extremistă care dorește moartea. Oare nu atentezi de fapt la viața lui? Oare nu te faci vinovat de uciderea lui? Oare în ochii lui Dumnezeu adevărul despre care e vorba aici e mai important decât viața semenului tău? În privința minciunii gabaoniților, autorul nu se dă înapoi de la amustra naivitatea în care ne lăsăm târâți de atâtea ori de cerșetorii zilelor noastre, inclusiv de cerșetorii care ne calcă pragul bisericilor. Dar din situația gabaoniților se desprind și alte câteva învățături importante. Creștinul se arată a fi creștin în diverse situații asemănătoare. Bună oară și dați-mi voie să citez. Să constați că ai promis ceva păgubitor pentru tine și totuși să te ții de promisiune. Nu e ușor să faci un legământ cu cineva și apoi să descoperi că pierzi, dar să-l duci totuși până la capăt. Nu este simplu. Dacă ești meseriaș și dacă, din nevoia de bani, iei o lucrare în grabă și descoperi pe parcurs că e mai grea decât ai crezut și că, finalizând-o, nu rămâi cu mare lucru, dar totuși te ții de înțelegerea făcută. Atunci dai dovadă de un caracter curat. Dacă ești comerciant, te îndemn să vinzi la prețul de listă până la sfârșitul perioadei scrise în ofertă. Chiar dacă brusc crește cererea, și-ai putea vinde mai scump. Dacă ești beneficiar și-ai contractat un produs, apoi descoperi că în altă parte e cu un leu mai ieftin, ține-te de primul contract și vei dovedi astfel. Ca ai înțeles principiul respectării cuvântului dat. Dacă ești angajat și ai contract pe un anumit termen, iar între timp primești o ofertă mai bună în altă parte, încheie ce ai început în limita înțelegerii inițiale și vei fi binecuvântat. Dacă ești angajator și ai promis un salariu și anumite condiții, ține-te de ele, fără regrete, fiindcă astfel dovedești înțelepciune și frică de Dumnezeu. Dacă ești creștin și ai primit o cruce, du-o până la capăt cu tot disprețul și ocara ei. Aceasta te face vrednic de numele pe care îl porți. Foarte interesantă mi se pare în analiza celor trei minciuni ale lui Petru, observarea de către autor a unei nuanțe aproape nebăgată în seamă de mulți comentatori biblici și anume vorba care îl dă de gol pe apostol, dacă vă amintiți, în prima și a doua fază, apostolului Petru îi se impută întovărășirea cu Isus Galileanul. În a treia fază, după ce acesta neagă vehement, este acuzat de același lucru, spunându-i se de data asta că vorba îl dă de gol. Biblia ne spune că atunci el a început să blesteme și să se jure. Dacă a fost recunoscut prin vorbă sfântă, constată autorul putea să demonstreze contrarul prin strecurarea câtorva înjurături. Cam așa cum facem și noi atunci când nu vrem să fim asociați cu pocăiții. După cum spuneam mai înainte, există și un ultim capitol ceva mai picant și în care sunt abordate minciunile frecvent folosite în creștinismul tradițional în principal ortodox, dar și catolic. În acest sens, Sorin Dumitru Cigher atacă tradiția, despre care spune că poate da o învățătură ce crește bine, dar a cărei formulare este falsă. De asemenea, atacă expresia nu fă ce face popa, ci fă ce zice popa, devoalând distanța dintre fond și formă, dovada a minciunii. Justificat de acid mi se pare atunci când atacă frontal problema reverendei, cea care, în creștinismul e instituționalizat, conferă sfințenie. Acid este și cu moaștele și cu rugăciunile pentru cei morți. Un capitol care ar merita puțin desfăcut și analizat în detaliu, cu o documentare serioasă, cine știe, poate în următorul volum. În ciuda scăderilor amintite, Sorin Dumitru Cier a scris o carte utilă, ce ar merita folosită de cei care, vorbind de la anvon, încearcă să desfacă cu bisturiul. Adevărul de minciuna atât de invazivă. Este și o carte adresată publicului larg, ușor de folosit în familie, mai ales în situațiile în care minciuna își arată fețele mai puțin cunoscute. Dar este și o carte ce promite un autor bun, în măsura în care acesta își arată disponibilitatea și își creează oportunitatea de a se perfecționa stilistic și ideatic.